În casa din spatele meu ar trebui să locuiască 18.000 de persoane care sunt înregistrate ca având domiciliul aici. Practic vorbim de un număr atât de mare de cetățeni care ar încăpea pe un stadion mai mic din România. Toți cei 18.000 ar fi din Republica Moldova, care au primit cetățenie română și aveau nevoie de o adresă ca să-și facă buletin de București. Oamenii din zonă spun că nu e singurul loc de pe strada lor unde apar atât de mulți locatari. Toți de Moldova, din Republica Moldova. Câte, cam câte case sunt? Noi știm de una singură, sunt mai multe? Una pe stânga, una pe drept. Două sunt. Și acum mai locuiește cineva acolo? Păi e un moșulic pe stânga și pe dreapta o femeie cu fiică sa. Și nu știu de toată povestea asta? E, nu știu. Am înțeles că locuiește multă lume acolo. La foarte multă lume. Da. Se fac secțiile de votare, se fac o singură secție mai pe fii. Și în județul Galați, în casa din imagine, au fost înregistrați în jur de 3.000 de cetățeni moldoveni. Cetățenii moldoveni care dobândesc și cetățenie română și și-au buletin românesc trebuie să indice o adresă de domiciliu. Cei mai mulți dintre ei nu-și permit cumpărarea unei locuințe și nici nu au rude care să ia în spațiu. De aceea apelează la grupări infracționale care, contra unei sume de 200-300 de euro, le asigură o adresă pe teritoriul României. Ministerul Român de Interne propune un proiect de lege care prevede limitarea la 10 a numărului de persoane care pot fi înregistrate la aceeași adresă. Nu e inclusă în această restricție înrudirea până la gradul 4. Trebuie să avem și niște elemente de intervenție acolo unde există niște excese, de a trage niște semnale de alarmă și noi propunem să ni se permită ca în situația în care între persoana care declară că își stabilește domiciliul la o adresă și acea locație, acel element, nu există de fapt nicio legătură juridică. Atunci, intervenția trebuie să fie de anularea domiciliului. Îți poate afecta doar exercițiul anumitor drepturi pe care le poți exercita în lipsa unui domiciliu. Proiectul prevede și ca persoanele care locuiesc la altă adresă decât cea din buletin să fie sancționate. Măsura îi vizează, de exemplu, pe cei care stau în gazdă sau cu chirie și nu au încheiat contracte cu proprietarii.